Bună seara, dragilor, și bun găsit la istoriștiri. Începem cu cea mai simpatică chestie pe care am găsit-o astăzi pe rețelele sociale, și anume un trenuleț. Hai să vedem trenulețul aici, imediat îi dăm drumul și iată-l. Ce e cu trenulețul ăsta? Hai să-l dăm puțin de la început. Și uite, un trenuleț și încă un trenuleț, sunt vreo două trenulețe sau unul singur. În orice caz, ce vedeți aici este retragerea rușilor dintr-o zonă de luptă, probabil din Herson, și ceea ce vedem aici este foarte posibil ca să fie un furt. Rușii care s-au retras din Hersonul ocupat sunt acuzați, pe un canal al lui Michael Weiss, de exemplu, sunt acuzați că au fugit cu trenulețul, că au dus la ei acasă în Rusia trenulețul copiilor. Cam așa începe săptămâna asta, dragilor. O să avem câteva lucruri interesante astăzi în istoriștiri, vă promit. Dar nu numai din Rusia, vorbim și despre Orban Victor, care s-a descoperit că acum câțiva ani avea o cu totul altă părere despre țara asta. Vorbim puțin și despre Moldova, despre ce se întâmplă acolo și despre faptul că Smiley a fost nevoit să facă brusc laringită ca să poată să nu se mai ducă la un concert absolut dubios. Vă povestesc imediat, dar înainte de asta să ne aducem aminte ce este astăzi. Păi astăzi este 7 noiembrie, dragilor, și de 7 noiembrie ce aniversăm noi? Păi aniversăm Revoluția. La mulți ani! Stai așa, stai un pic, să ne mai uităm încă o dată. Deci ce zic ăștia? Deci, vreau să-mi felicit toți compatrioții din Belarus și toți compatrioții în general, pentru care data de astăzi rămâne una de sărbătoare. La mulți ani cu ocazia revoluției, marii revoluții socialiste din octombrie, așa se numea pe vremea aia. Lenin spunea că orice revoluție merită doar dacă este capabilă, există merită doar dacă este capabil să se apere. După părerea mea, în 24 februarie, Rusia, stai așa să mă dăm un pic mai, să nu rămânem în urmă, Rusia a început o revoluție globală. Aoleu, stai așa. Rusia a ridicat steagul rezistenței împotriva sistemului global dominat de americani, de care ne-am săturat cu toții până la ora asta. Miliarde de oameni de pe toată planeta se uită cu speranță la Rusia ca la un far călăuzitor. What? Un far cum călăuzitor? Beacon, așa se spunea pe vremuri. Deci, se aniversează revoluția aia socialistă, bolșevică din octombrie 1917, nu mai știu exact, dar în orice caz, revoluția aia nașpa, în urma căreia milioane, zeci de milioane, sute de milioane de oameni au devenit robi, sclavi în propria țară, mai rău decât sub țari, și revoluția aia care a exportat nenorocirea numită socialism sau comunism în restul Europei. Tipii ăștia care au invadat Ucraina o sărbătoresc și se felicită între ei, ca să ne înțelegem unde suntem. Și apropo, dacă vi se pare interesantă rezumatul meu, când aveți timp și chef, nu uitați să-l răsplătiți cu un share. Mergem mai departe să ne uităm puțin la Moldova, pentru că la Moldova în ultimele câteva zile au fost manifestații destul de importante și relevante. Cred că probabil ați văzut imaginile astea de acum două zile. Îmi imaginez că da. Demonstrațiile sunt împotriva actualului guvern și sunt în general proruse, deși în mod dubios au steagul României acolo și chiar și o stemă care ne aduce aminte de statalitatea românească. E bine, nu este vorba despre România în toată povestea asta, este vorba despre partide și cetățeni afiliați mai degrabă la Rusia. Ce vedeți aici este un meeting pe care multă lume îl consideră organizat de partidele proruse, de ăștia, el ușor. Dar cine sunt acești cetățeni? Păi nu aș vrea să o zic eu, pentru că e important să ne uităm puțin la alte surse și una dintre ele este o sursă numită Liga.net. Stai că nu știu cum să dau eu aici, ce să dau. Ah, ok, never mind, mai bine, nu, ne-am dus prea departe în Telegram.
și mai bine ne ducem puțin înapoi, pentru că aici e mai important. Agenții din Transnistria și Moldova încearcă să folosească protestele din Chișinău ca să dea jos guvernul pro-UE al Moldovei. Despre asta este vorba până la urmă. La asta ne uităm în acest moment. Ăștia sunt cetățenii, dar cine sunt mai exact cetățenii? Păi sunt vreo câțiva, între care Ilan Șor și uite, oamenii care conduc protestele astea, Ilan Șor și Vlad Plahotniuc. Ei sunt numiți de către David Heron, unul dintre bloggerii pe care îi urmăresc pe Twitter, criminali și unelte ale Rusiei. Și sunt sancționați de Rusia și orchestrează proteste de partea Rusiei sau în numele Rusiei. Deși steagurile pe care le vedeți sunt steagurile Moldovei. Acum, e interesant. Ce fac oamenii ăștia? Plahotniuc, stai! Plahotniuc nu era ăla pe care noi îl... Mă scuzați, îl pupam în fund în urmă cu câțiva ani? Da, Plahotniuc ăla era marea speranță a României în urmă cu 5 sau 6 ani. Da, și atunci era oligarh, și atunci era corupt, și atunci românii au sperat că poate, cine știe, o să vină el cu o mare inginerie și o să livreze unirea pe tavă. Cred că asta era speranța, că nu-mi imaginez că putea să fie altceva. Da? O mare tâmpenie, absolut tâmpenie, pentru că ne-am îndepărtat și moldovenii cinstiți și am mizat și pe unul care nici măcar n-a putut să livreze, pentru că el era sărac între timp cu fundul în 15 luntri, între care cea mai importantă era crucișătorul Mazgba. Despre asta ar trebui să vorbim mult mai serios în România, dar nu prea are cine. Și nici eu nu mă pot ocupa, pentru că între timp trebuie să mă uit la concertul lui Smiley, care n-a mai avut loc. Concertul de peste plâta lui Smiley ar fi trebuit să aibă loc la un eveniment organizat de aleșii formațiunii Prorusășor. Cineva a și comentat, Andrei Dobra, pe Twitter, cum că ar fi noul Bitman. Pentru că asta a fost reacția inițială, din câte înțeleg. Eu cânt pentru publicul meu, nu pentru partide. Nu știu dacă ăsta e un citat din Smiley sau din Bitman, dar în orice caz, între timp, cred că a discutat cineva cu un purtător de creier cu Smiley și i-a explicat ce înseamnă să cânți în Moldova pentru Ilan Șor. De unde înseamnă să iei banii. E mult mai nasol decât dacă iei din România de la, să zicem, vântul. Da? Și între timp s-a rezolvat puțin cu Smiley, pentru că a decis să nu mai țină concertul acela. Doamne ajută, ca să zic așa, a decis să îi se facă rău, are o boală, are laringită. Deci vă dați seama că semnase și un contract cu niște probleme, care probabil ar fi trebuit să plătească înapoi niște... Mă imaginez, nu pot, dar acum speculez, da? Deci nu vă luați după mine. Dar în orice caz s-a îmbolnăvit de laringită și nu mai poate să mai meargă peste prut, să cântre pentru publicul lui, plătit de partidele alea care încearcă să dea jos în Republica Moldova guvernul pro-european. Și acum ar trebui să vorbim puțin despre morală, pentru că în toată povestea asta ar trebui să existe o morală. Băi, iei bani, da? Ok, iei bani pentru că meriți bani, ești foarte talentat, cânti. Și nu vorbesc doar de Smiley, vorbesc de orice cântăreț, orice actor. Luăm bani cu toții pentru munca noastră, da? Dar depinde și de unde iei banii, de la cine iei. Până la urmă, dacă iei de la dușmanii neamului tău, pentru că despre asta vorbim. Păi, mai e ok? Adică artistul nu are și el o cârmă morală care să-i spună, ba da, ar trebui să aibă o cârmă morală și mă bucur că Smiley și-a găsit-o. Și mergem mai departe, apropo de concerte. Am găsit un concert foarte mișto în Rusia. Vreți să-l ascultăm împreună? Eu zic că merită să-l ascultăm împreună, pentru că e într-un mare fel, stați așa, să ne uităm un pic la el. Ia uite aici. Stai așa, să dăm și sunetul un pic mai tare, ceva frumos. Mă avem și avioane. Și clappers. Și o solistă. Ce lucru minunat. Dar uitați-vă ce e pe acolo, ce au pus. Vedeți, au venit... laptopul nu este rusesc, laptopul este american, cu un sistem de operare american, ce să vezi? Da, mă rog, microfoane la fel, sunt Sennheiser nemțești. HP, da, HP, bravo, felicitările mele, HP. Behringer, bravo, felicitările mele, companie germană, dar chinezească de fapt. Dar trecem peste faptul ăsta că rușii nu sunt în stare să-și organizeze un concert cu echipamentele proprii. Las, asta nu contează. Uitați-vă însă ce se găsește la picioarele lor. Este vorba despre paie. Ăla-i cântăreți militar, mi imaginez. De ce sunt paie? Pentru că oamenii ăștia trăiesc ca niște purceluși, în noroi, uitați-vă, sunt și cu cizme din alea de cauciuc,
Și pentru ca invitații de la oraș să nu se murdărească, s-au organizat niște paie. Bravo, felicitările mele, foarte frumos arată povestea. Nu știu, cântecul, înțeleg că e o trupă dintr-o vreme, de pe vremuri, din Rusia. Kino, o trupă care era foarte iubită în vremea comunismului. Dar haideți să ne mai ducem puțin la propagandiștii ruși, pentru că am câteva idei noi. Mai nou, stai că aici n-am traducere. Anyway, am aici traducerea sus. Pe tipul ăsta îl cheamă Tigran Keosayan și spune că un stat nuclear, în special unul ca Rusia, adică mă înțelegi cu mușchi mai mari, nu poate să piardă un război. În opinia lui, principala chestie care trebuie să fie luată în calcul de leadership-ul statal acum este dacă se decide sau nu să folosească arme nucleare. Pam, pam. Asta este ideea. Să folosească arme nucleare pentru că nu mai e nimic altceva mai inteligent de făcut. Asta este Rusia. Până una alta, până la arme nucleare, rușii o cam pățesc și cu minele. Și o să vă arăt acum, apropo de mine, unul dintre membrii Dumei de Stat aflat în vizită în regiunea de front era cât pe ce să sară în aer. El a scăpat de sărit în aer, dar în fața lui... Dacă vă uitați, asta e una dintre mine, nu știu unde e produsă, dacă asta a sărit în aer sau nu. În orice caz, mașina lui a scăpat. Cine e tipul? Cum îl cheamă? Îl cheamă Alexander Borodai și este unul dintre liderii separatiști și este adjunct în statul Duma de Stat, iar mașina din față pe care o vedeți aici chiar a sărit în aer. Nu știm dacă oamenii au scăpat, n-au scăpat, nu arată foarte bine treaba. Deci, până la arme nucleare, Rusia are o mică problemă, și anume minele. Și nu numai minele, pentru că la fața locului luptele sunt crâncene. Acum, găsiți la Radu Hosu o mulțime de detalii în legătură cu luptele. Nu o să mai intru eu în ele, pentru că nici n-am apucat astăzi să mă uit la linia frontului ca pe unde s-a schimbat, dar în general nu s-a schimbat masiv. Ceea ce pare să fie nou este faptul că trupele ucrainiene au ajuns la 94 de kilometri de Mariupol. Au avansat înspre est în ultimele câteva zile. La Herson încă nu îndrăznesc să meargă mai departe, dar am câteva imagini de aici, într-un moment al luptei, care mi se par interesante, pentru că arată cum acționează trupele speciale, cum acționează în general ucrainienii, care funcționează în echipe foarte mici, care au mobilitate extraordinar de mare, nu folosesc neapărat vehicule blindate, ci merg cu jeepuri obișnuite, mai și aleargă. Ăsta este momentul în care eliberează un sat, în care se mai găsesc câțiva apărători ruși și cam așa arată luptele din zona. Uite, și e și un tank. Avem mai mult muzică și au pus mai mult muzică oamenii de la fața locului, dar imaginile cam ne pot da o idee despre cum se desfășoară luptele acolo. Cu excepția câtorva locuri unde sunt atacuri foarte intense, Avdiivka, de exemplu, sau Bahmut, în general luptele sunt cu formațiuni mai mici și mai flexibile care intră, dau lovitura, după care eliberează o bucată de teren de trupele rusești, după care vin, să zicem, grosul trupelor ucrainiene. E, cum vedeți, pare să fie istovitoare povestea asta, e mult de muncă, e mult de luptă, e un lucru pe care nu știu câți dintre noi ar putea să-l facă. Până una alta îl fac ucrainienii și îl fac foarte bine. Și era o discuție în Statele Unite în urmă cu ceva vreme, dacă câștigă republicanii, au promis că nu mai dau niciun ban pentru... Ia să vedem, am și niște mesaje, dar nu le citesc după aia. Au promis că nu mai dau niciun ban pentru povestea asta cu ajutorarea Ucrainei. Și... cineva spunea, dintre cei din, de pe Twitter am citit, de fapt, Ucraina nu consumă bani din America, nu consumă din securitatea Americii și a lumii. Din contră, adaugă de foarte multe ori pe sângele ei la securitatea lumii și ăsta este un lucru care cred că merită spus. Dar Rusia, între timp, să știți că nici ea nu stă degeaba. Rusia repară podul, au reușit să aibă și un grafic de reparații, planifică să-l restaureze până în
să-l readucă la niveluri normale de trafic până spre sfârșitul lui decembrie. Se lucrează intens acolo. Adică nici Rusia nu stă în timpul ăsta, cam asta este ideea. Iar în Germania, uite, am mai găsit o chestie interesantă, un rapper rus care nu arată el extraordinar de fotogenic, ăsta e cetățeanul, a cerut azil politic în Rusia, el locuiește în Germania, pentru că nu e așa, ce poate fi mai frumos decât să locuiești în Germania, dar să înjuri vestul. E, se pare că vestul s-a plictisit, i-a trimis niște poliție pe cap, l-au mai verificat pe acasă și acum cetățeanul care are și dosar penal este, cum să vă zic, este în situația de a cere azil politic domnului Putin. Să fie primit treaba lui. Dar noi mergem mai departe și ne uităm la The Cookie, ce am pregătit pentru seara asta, o prăjiturică, ceva absolut delicios cu domnul Orban Victor, dacă îl știți. Acum, știu că sunt prieteni maghiari care s-au uitat la emisiunea asta și, apropo, maghiari sau români, dacă vi se pare interesant rezumatul meu, nu uitați să-l răsplătiți cu un share, când aveți timp și chef. Dar știu că unii dintre ei îl iubesc pe Orban Victor. În seara asta nu le cer să-l urească. Nu le cer să râdă de el, nu le cer să se indigneze, le cer doar să se hotărască pe care Orban Victor îl iubesc. Pentru că l-avem pe Orban Victor de astăzi, care cu rușii, dar avem și un Orban Victor din trecut, care era absolut, din perspectiva mea, ok și vreau să ne uităm puțin la el. Deci, Orban Victor de acum ceva vreme, în anul de grație 2008. Și hai să dăm puțin mai tare și să mă apuc să fac și o mică traducere aici. Deci, oamenii din Europa Centrală au o datorie să vorbească în mod clar și fără echivoc atunci când o țară suverană este agresată. Cred că noi, ca ungari, avem o datorie specială pentru că a fost 1956, Revoluția noastră. Așa că atunci când un stat independent este atacat de ruși, prin forță militară, este datoria noastră să vorbim clar, direct și să luăm o poziție morală clară. Poate că petrolul vine din est, dar libertatea vine întotdeauna din vest. Stai, cine? El este? Da, mă, el este. El este. Orban Victor, în 2008, august, avea o cu totul părere, o cu totul altă părere despre Rusia, despre decât azi. Ce se întâmplă cu el? Cine este cu adevărat Orban Victor? Poate știu prietenii mei maghiari. Poate înțeleg. Sau poate încep să-și pun întrebarea când era sincer. Și eu cred că în 2008 era sincer și cred că acum, dacă mă întrebați pe mine, rușii l-au cu ceva la mână. N-am altă conspirație mai la îndemână. Că nu cred că omul a decăzut moral atât de tare. Dar să mergem mai departe. Apropo de asta, Ungaria a luat astăzi o decizie. Mă rog, n-a luat vreo decizie, dar a anunțat o chestie atât de urâtă, nici nu știu cum să zic. A anunțat că se va opune unui împrumut al Uniunii Europene pentru reconstrucția Ucrainei. Pur și simplu. Se va opune. De ce se va opune? Mai ales când tot el spune că îi poartă de grijă minorității maghiare din Ucraina. Nu știu. Dar se opune, poate pentru că așa l-a rugat prietenului. Bun. Ucraina cu cine ar putea negocia? Se discută în ultima vreme despre posibile presiuni din partea Occidentului și am citit în ultimele 48 de ore despre chiar o potențială întâlnire, mă rog, nu e potențială, s-a întâmplat deja, s-ar fi întâmplat deja, nu este foarte clar, între unii dintre consilierii lui Putin și unii dintre consilierii lui Biden. Nu știm ce a ieșit din chestia asta, dar se discută în culise că ar putea să existe o presiune asupra Ucrainei pentru a începe negocieri de pace cu Rusia. Ucraina a răspuns în mai multe moduri și în mai multe dăți și unul dintre ultimele răspunsuri este ăsta lui Podolyak, care zice, domnule, Ucraina va negocia, e gata să negocieze, dar cu următorul președinte rus. Podolyak, Mihailo Podolyak, care este consilierul președintelui Zelenski, spune că Ucraina n-a refuzat niciodată să negocieze cu Rusia, dar că președintele Rusiei nu este gata să facă treaba asta. De fapt, Putin, zic ucrainienii, nu este capabil de negociere. Și apropo, la Kiev e din ce în ce mai rău și cred că ați văzut știrea acum câteva zile, cum că aici e momentul în care se închid luminile, uitați-vă, știrea acum că ucrainienii ar fi pregătiți să evacueze 3 milioane de cetățeni ai Kievului. Deci, practic, cam populația Bucureștiului cu tot cum prejurim
ar trebui să fie evacuată dacă nu se mai poate trăi în oraș ca urmare a atacurilor rusești. Astăzi au ieșit mai multe autorități ucrainene să spună că, dom'le, nu e chiar așa, adică nu ne gândim să evacuăm tot orașul, avem nevoie să păstrăm orașul în funcțiune. Asta, apropo de veștile din ultimele câteva zile, că le-am văzut șeruite și la voi pe Facebook. Dar, apropo, mulțumesc că vă uitați și dacă vi se pare interesant rezumatul meu, nu uitați, când aveți timp și chef, să-l răsplătiți cu un share. Și mulțumesc și celor care, ia uite, Silvia, bună seara de la Madrid, Mihai, bună seara, cineva are o explicație apropo de, acum sunt, da, am un device nou și pot să pun și comentariile voastre pe ecran, cineva spune, poate că gândea atunci Orban între timp la corupt puterea și a cam pierdut legătura cu realitatea, spune între ascultătorii mei, Rodica Mila. Mulțumesc, apropo, tuturor celor care comentează aici. Bine sau rău, e important să comentăm. Sunt alegeri din Statele Unite, trecem la un alt subiect, repede, și am găsit știrea asta. Evgeni Prigozin, unul dintre băieții ăștia care se ocupă cu fermele de troll, zice că am interferat, vom interfera și vom continua să interferăm în alegerile americane. E chirurgical în felul nostru, știm cum să facem și în cursul operațiunilor noastre țintite vom scoate amândoi rinichii și ficatul împreună. What? Ha? Cum? Nu înțeleg. Da, mă rog, înțelegeți voi. Ei au... Cred că, de fapt, intervenția pe rețelele sociale, intervenția Rusiei în ultimii, să zicem, în ultimul deceniu, cred că e cel mai mare eșec al operațiunilor, al serviciilor secrete americane. N-au văzut-o venind și când a venit, n-au identificat-o la timp și când au identificat-o, n-au știut ce să facă. Ăsta este tristul adevăr. Dar să mergem mai departe și să ne uităm la alte lucruri mai interesante, și anume la Elon Musk. Ce a făcut astăzi Elon Musk? Păi Elon Musk, vă aduceți aminte de Elon Musk care a cumpărat Twitter pentru libertatea de expresie ca să o reinstaureze acolo? Da. Nu mai e chiar de multă libertate de expresie. Astăzi Elon Musk a blocat-o pe o comediană, Griffith o cheamă, Katie Griffith, pentru că a făcut o postare în care îl impersona pe el, adică îl juca pe el. Și a fost blocat. Contul ei a fost blocat și Musk a declarat astăzi că de acum înainte orice cont de Twitter care face impersonarea, care se implică în impersonarea cuiva fără să specifice clar că e parodie, va fi permanent suspendat. Libertatea cuvântului nu merge până acolo încât parodia să, sau mai bine zis, parodia trebuie anunțată, că altfel o pățești cu domnul Musk. Ea este, cred că o știți și din Saturday Night Live, Kathy Griffin, absolut genială actrița, da, într-adevăr este mai degrabă activist democrat, e mai degrabă antirepublican și evident că probabil că de-aia are boală pe ea domnul Elon Musk. Și acum ne apropiem, ce mai, suntem la final, vă mulțumesc că v-ați uitat, dar înainte să ne despărțim, m-am gândit o clipă zilele astea la copiii noștri. Unul dintre copiii mei în Olanda și acolo a descoperit că e mult mai multă disciplină în casele de olandezi, seara stau și citesc și la noi e libertate, fiecare face cam ce vrea, dar am găsit niște case mai mari și mai cumplite. Și o să vă arăt această imagine din Japonia. Din Japonia, uitați-vă puțin la copiii ăștia, ce fac, deci sunt elevi de liceu și au învățat o chestie pe care nu cred că sunt în stare mulți copii să o facă, ci puțin, fii atent. What? Exact! Exact asta au făcut. Atâta sincronizare n-am mai văzut de mult la cineva. Așa că, dacă vă întrebați cum de merg bine Toyotele alea, e uite, de-aia merg atât de bine. Pentru că sincronizare. Pentru că oamenii știu să lucreze împreună, să nu se lovească unii de alții, cum facem noi, și în general să facă lucrurile mai bine decât mulți alții. Trebuie și disciplină, chiar și mai devreme. Dar hai să nu vă mai pierd vremea, nu? Cred că trebuie disciplină și la emisiunea asta. Și anume, trebuie să se termine în mod clar, înainte de și jumătate, dacă începe la 9.
ceea ce se întâmplă acum. Vă mulțumesc că v-ați uitat, vă mulțumesc dacă răsplătiți emisiunea cu un share și, bineînțeles, vreau să vă mai rog ceva. Dacă aveți timp, intrați pe YouTube, căutați-mi contul și dați un subscribe și acolo, pentru că o să fie și emisiunea este și acolo, o urc după aceea, dar nu numai asta, ce e important este că dacă se întâmplă ceva cu contul ăsta, e bine să fie un backup. Mulțumesc pentru tot, seară bună!